Pe lângă directorii școlilor generale cu limba de predare română, la această ședință au fost invitați și toți profesorii de limba română, precum și reprezentanții ai Departamentului de Limbă și Literatură Română ai Facultății de Filozofie din Novi Sad, acreditați pentru organizarea competițiilor de limba română la nivel regional și republican, ele fiind și tema principală a ședinței. În baza regulamentului privind aceste competiții, s-au purtat discuții aprige și contradictorii, evidențiindu-se toate scăpările în organizarea acestora. Pe lângă competițiile la limba română, s-a mai discutat și despre alte teme. Punctul 2 este sugestii, propuneri atât din partea directorilor cât și din partea Consiliului Național pentru activitatea Consiliului Național și a Departamentului de Învățământ de viitor. Ce s-a discutat la coordinația Consiliilor Naționale, s-au discutat lucruri foarte importante care se țin de asta și de regulamentul privind finanțarea, de personalul auxiliar, ce am cerut ca și Consiliile Naționale de la Minister să fie schimbat în acest regulament, că știm că a afectat foarte mult școlile noastre românești și în general cadrele didactice, dar mai ales personalul ăsta auxiliar. Cu informațiile privind desfășurarea competițiilor la limba română în anul 2016, precum și care sunt problemele cărora trebuie acordată cea mai mare atenție, revenim duminică în emisiunea Magazin TV.